Da. Bună ziua la toată lumea, bună seara, pare că e seara, e cerul înnorat, vremea ploioasă, plouă. Noi suntem la bucătărie pentru că nu prea avem ce să facem afară, plouă. Toată aici așa ne-am luat niște prune de așa sărbești. Am mâncat eu două, trei. Ai să ai mâncat? Prună de asta. Uite ce frumos e asta. Mai mult de poftă. Așa zbune de dulceață, mamă, sau de compot. Sunt foarte coapte. Și uite ce roșie. Ia vedeți. Cea mai bună roșie, roze. Asta trebuia cu brânză, cu puțină slănină, cu ce Leonardo. O roșie de asta. Roze, cu brânzică, cu slănină. Unde ai găsit așa ceva? E bună, dulce. Le-am cumpărat eu. Era mondiala? Acolo au văzut. Ia și tu prunică, o fructă, după mâncare ce ai mâncat, da? N-am ce să fac, am văzut multe comentarii cu jocul, cu copilul. Ce să-i mai fac dacă nu are altă activitate, mai ales acum cum plouă. Mai lasă și în pace jocul, vă dați seama, nu stă numai pe joc, mai stă pe telefon, mai iasă și afară. Dar ei nu prea are unde să meargă. Și noi suntem puțin vinovați că nu am ieșit așa să mergem, să plimbăm, să aibă altă activitate, dar l-am lăsat pe ăsta și știm, suntem conștienți că jocul ăsta nu este pentru el, că e îl nebunește, îl stresează, îi face foarte rău. Știm. Copiii au mai mâncat, fetele încă n-au venit aici. Trebuie să duc aleși după ele, să vadă ce fac dincolo. Ursul cu Georgiana nu stă acasă, s-a dus să ia și alimente de așa de... să Hai vândă să roșii. vedem roșia asta mare cum este. Și am și pentru fete pui, tot așa, de la rugisor. Hai, Am zis să fac și bunica, niște cartofăjiri, de aceea adu. Bunica, adu sau pus mare, adu, le-am spălat, adu să o spăl. În farfurie. Și am zis să fac și cartofrăjiță, după aia vreau să fac ceva, o tocăniță, ceva, mă vine și ursul, nu mai carne de așa. Am scos aseară și carne de la găleat, am încălzit, am făcut salată, am pus ouă. Dar nu știu, vreau să fac ceva din adicare. Așa o mână, nu mai spălare, și fără tricou nu prea poți să te arăt, dar tu nu porți tricou pe tine. De ce nu e tricou? Că e pe canapea. E bună? Dar vreau să stai pe farfurie. Bine că ai mâncat cu gura din ea. Ce, nu e bună? De ce e așa? Trebuie cu sare, ia. Miroase frumos, uite cum am mâncat din ea. Deci, mai? Nu, că pânile sunt spălate. Începe, te dore burta dacă mână roșie și prunie. Și e să-mi pete ziua lui, să-i dea Dumnezeu sănătate, la mulți ani de acum, să fie sănătos, cu minte, nu? O să facem și noi acolo ceva, nu mai spunem ce. Dinainte, ce putem? Tortul cu siguranță facem tort, dați seama, ăsta e pe primul plan. Dar așa pregătit, nu știu deocamdată, o să facem ceva ușor, ceea ce mănâncă copiii. N-aș vrea să facem ceea ce nu mănâncă copiii, să o facem pentru noi. Mâncăruri ciudate care nu mănâncă copiii. Facem un grătar. Grătar, vă dați seama acum. Mici. Ui. Vedem ce cumpărăm. Deocamdată nu am cumpărat nimic. Mâine cumpărăm și... și de ce nu aperitiv? Și să punem tot ce le place lor în avă de aperitiv. Păi nu mai câte doare burtă, nu mai, nu mai. Cam ce mănâncă ei acum? Bineînțeles că mâncăm și noi pentru ei. Patana zicea curcani, ei, de unde curcani? Se așa copiii mănâncă pui cumpărat de ăla, mănâncă furcani.
Era cu și-un curcan, dar nu are rost o grămadă de bani pentru... Da, care ia plăcerea să ia un curcan? Pe masă. Tai cartofi ăștia și nu poți să-i tai. Cartofi cu ketchup. Eu mănânc cartofi cu roșie, puțin ardei. Și ceapă, nu cu ceapă, cu dos și mă ia tot bine. Gata! Te-ai pus carte la... Cartofii sunt buni așa, cu brânză. Dar eu acum mănânc cu brânză. Plouă. Și nu prea avem ce să facem afară, chiar că mi-a făcut din curte un păișor ce am bazut, frunze, sticle ce a zburat pe acolo. Dar lăsăm să oprească ploaia și papa lumea. Deja v-am făcut eu tot timpul curat, am spălat și după aia s-a pus ploaia. Dar nu știu ce cu ploile astea de s-a întors vremea așa. De ce? De mult nu era așa. Acum și vremea e întoarță, cum suntem noi. Nu ne convine nimic, nu ne ajunge nimic. Oricât aș avea tot, nu e de ajuns. Ne trebuie și mai mult, și mai multe. De-aia nici Dumnezeu nu știe cum să mai facă cu noi. Bunica, scuze că ți-am mâncat toate lucrurile pentru compot. Nu făceam compot. Le-am luat de poftă, că le-am văzut prea mari, sărbești ce că sunt. De compot trebuie altele, nu de ăsta. Și nu și nu mă viața. Da. Dar cu unde le-ai de? Ia ce? Asta e cea mai mare... Nu mai le gusta pe toate, mă, nu cu pe aia. Asta e cea mai mare dintre toate. Mm-hmm. Uite, Alex, roșiile de la viața. Bine, scoatem și strălină, avem la larga. Dar acum ești tu, nu prea mai trebuie strălină. Ok. O fac burta mai mare. Nu mă duc afară. De ce? Nu știu, să nu plec. Te duci cu papuci și te duci prin spate, te ieși în față și iei tricoul din camera. Nu prin spate. Du-te, ia papucii și tricoul din camera, în rezol. E pe canapea. Ia tricou, că nu o să te duci așa. Unde te duci? Până la Ilie. Să fim fetele alea dacă sunt. Bunică, auzi, spăci așa, dacă dă ploaie așa, sună trupa, nu a fost? N-are nimic. Îți trebuie doar tricou. După și ciorap? Cum să-ți trebuie ciorap? Ce ninge ea ciorapa la unghii aia care o ai așa? Lasă piciorul să respire, nu mai băga ciorapi acolo. Nu mai probleme cu unghii de la picior. Ce? Să vede tricou, că nu-i mic. Bunică, am văzut ce pătură mi-ai cumpărat. Da. Mai am două. Da. Era mici, Cocolino. Dar nu vrei tu să-i dai lui Alex aia care am folosit de asta și să-mi lași pe mine? Nu, trebuie să spăl. Cum să-i dau lui Alex așa? După ce ai udat, ai vărsat pe ea. Nu? Tu vezi sucurile și toate alea. Mie nu prea place orice de pot să mănânc. Da, mai ales. Am cartofi așa mai mănânc. Să fac ceva de legume, nu prea mănânc. Varză călică să fac doar pentru mine, fără carne nu merge. Nu merge. Dacă nu e cu carne, să mănâncă toți. Gata. Pune-te, îți iau pe ușa din spate. Du-te un pic la patrană, la ele și... Mă duc și eu până la urmă. Nu mai du-te la ele, că plouă, au închis porțile. Am o carne, nu știu. Nu mai te du la ele. Că vine furtuna aia mare. Tot
fac și cartofi. Aici am pus aricioare să le prăjească. Le prăjim întâi. În puțină lui. Nu punem multe aricioare așa, pentru că nu, dacă rămâne iar până mâine mâncare, iar nu mănâncă. Trebuie să fac altceva. Nu le place să mănâncă aceeași mâncare, o mai încălzesc, nu mănâncă. Așa că mai puțină și mai bună. Azi Leonard o să plece. S-a dus alei după el acum. A plecat iar prin vecini. Așa s-a învățat să duc el la Denis. Dar nici nu vrea să-l ducă cineva, să duce și nu știu când ia stă de acolo când vine acasă, aia e. Că trebuie să stau la poartă. Ar trebui să stau la poartă și la mine acasă. Să păzesc. Am treabă. Fac și eu aici. Asta ce gătesc acum, aripioarele ce fac cu orez, mănâncă și de seară, tata. Nu mai gătesc. Alte de mâncare. Cuțitul ăsta e foarte bun pentru ceapă, copaci foarte măruntă. Să ți zic că... Nu toacă bine, nu, carnea nu toacă. Era normal că e pentru ceapă, pentru tăiat argei, da, să ăștia, da. E foarte bun, așa cu vârful subțire. Să lași un morcov și ardei și roșii bun și pastă de burion de toate. Nu fac treia. Am adunat la sticle o grămadă de sticle bidoane, uitați prin. Trebuie să fac ceva, să-mi fac timp, să le iau din nou la mână, să voiesc apa din ele, să mai fie un pic de suc, că nu le-am spus. Să le pregătesc în alt saci și să le ducem, pentru că am aici o grămadă. Am în spate, în fața, după păișor. Era și păcat să le arunc. Atâta bidoane de suc, de apă. Am mai adunat și doze de la copii ce mai consumă și sticle de sticlă iar. Îl pune acolo cu tofii, dar nu le-am mai aruncat în gunoi. Lumea la altă le caută prin gunoi. Oameni săraci caută și vin în magazin acolo și bagă la aparatul ăla. Cât este acolo? Pentru ei e ceva. Și mama s-a adunat, dar nu le-a zis. Arăta ceapă, nu-i de mult, așa, o ceapă jumate, pentru că era mare. Am cum viață copilul ăsta, pentru că nu am încredere, mai ales aici pe aici drumul ăsta. Nu am încredere de un alt de chiar să plece pe poartă să vină. Mi-e frică de drumul ăsta. Dar e soare pe afară. Am pus și ceapa, și morcovul, așteptăm să pălească.
să pun un pic de apă. Cartofii scot, sunt făcut. Ceașa care din asta mai e puțin, ceașa vreau să vă vorbesc de bine. De ajuns. Ia tigaia cu ulei, o să o punem la cuptor întâi. Și așa e reci, e foarte fierbinte. O să toc și roșii, să pun și pastă și tot să fiarbă. Am scos o apă rece de asta, pentru că e foarte bună. De-aia ne face... Mai sucim câte un pic, nu ne face bine, dar... Trebuie să avem apă rece. Am dat drumul la mână, pentru bune scoate. De fapt, în care aici am... se face pe drumul. Să punem și pastă, pastă de alba, cea mai bună pastă. Pentru că punem și roșii. Am oprit-o, pentru că faci un pumă. Crede tot. Acum toc roșii, de nu mai le dau pe răzătoare, le toc așa cu cuțitul. Ce mai pun aici, acum un pic de apă.
Iar bun cartofi ăștia. Da. Bun pe ceva pe răcesc. Acum nu mănâncă să-mi calci. Îi mănânc reci. Și tot arde e gras. Îl pun acolo și pun cu totul. Cu roșiile, cu pasta de bulion, tot odată. Și pun orez. Și fierbe tot, încet, așa, și gata e mâncarea. Se vede... N-am mai pus nici ușor de bucătărie. Dacă nu l-am pus la început, dar cu ce rost mai era? Acum se vede. Și pe pielul ăsta trebuie să-l pus cum trebuie. Nu așa. Să mă văd și eu, să arăt și ceea ce toc aici. Nici nu știu ce să mai gătesc, am zis să le fac așa. Un puțin orez. Patrona gătește pe o parte. Copiii mai mult mănâncă aici. Nu sunt obișnuiți acolo, la aia, să mănâncăm. Mai trimite și aici am mâncare, dar nu mănâncă ei. Dacă ar fi de mâncăcioși, ar mânca și aici și dincolo, da? Și fetele mănâncă foarte puțin. Așa că s-au nimerit. Fierbe și acolo. Am pus sare când am vrăjit aripioarele, le-am dat sare, dar pune și un pic de delicat de asta de legume. Se ia cu... O să iau și capacul, avem afară. Capacul scoate afară. O să spăl și orezul, să pun orezul, să aibă timp să facă și el. Nu facem nici mult, așa am zis că nu fac mult. Vede, am lăsat mâncarea dat așa încet, aragazul, pentru că a venit papi și tot îi spuneam eu de bidoanele alea că le-am adunat. Și acum m-a întrebat
dacă le-am dat. Și am zis că nu. Și a zis că mi le s-o oferă și le duce el. A rămas să le pun în mașină. Am loc, ia. Dar trebuia să le mai luăm la mână o dată. Să golim apa, să le scurgem ca lumea. Trebuia să le mai luăm o dată, să scurgem apa. Ce le fac eu acolo la apă? Eu nici n-am avut loc, la mine nu se deschide fără bagajul. Uite, la mine mai ai loc, mai ai. Unde le băgași? Păi, cât e de mare? Cât e la soare, e cu căbucă. Aduc acasă să aia, are cineva niște umântură? O luăm săptămâna viitoare. O și ce îi spun? Să-i scoată mai spre poarta acolo. Nu acum, săptămâna viitoare. Hai că vin eu. Poate o iau când mă duc eu și o aduc la mine și să o dau de aici umântura. Și așa, hai de mine. Da. Ai și soarele. Să vin să-mi jumul iarba din lonturi, cum fac pe chestii. După ce termin cu mâncarea. Bine că le luau pe apie, am scăpat din ele. Și-o luau acum pe ele, asta e. Că-s bun și aia, nu strică. Am dat și marfa. Acum am venit la mâncare. Am pus și câteva bucăți, am avut de când mergul de ăștia. Și le-am pus aici. Lăsăm așa să fiarbă încet. Nu mai trebuie absolut nimic, doar... Vede ce culoare are frumoasă. Să-l vezi viața atunci. Am pus satie, am pus de toate roșii, pastă de bulion, morcov, gras, are tot ce trebuie. Așa că vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută, o zi frumoasă, multă sănătate să aveți. Vă mulțumesc din suflet. Pa, pa!